aprind în amintire toamna, când toți la masă ne așezam, alături de mama, tata, un la mulți ani noi cântam. Eu te sorbeam cu a mea privire, în tine un vitaz vedeam. Creștea fetița cea din mine și toate tainele îți spuneam. E ziua ta și azi îmi dăm, venim să-ți oferim iubire. E ziua ta, noi îți dorim să ai a vieții fericire. Să fii mereu precum creștin, puternic, nu ai dăruire, om generos. Bună seara, dragi prieteni! Astăzi ne aflăm în satul Vlad. Vinim cu o surpriză foarte frumoasă pentru cel mai scump tătie, Vasilian Vasile. Surpriză pentru cea mai scumpă fiică, Victoria. La mulți ani, domn Vasile, cu mult sănătate și fericire alături de cei dragi. La mulți ani, o seară frumoasă! Zi de toamnă, a venit la dumneavoastră o surpriză plăcută. Cineva care vă iubește foarte mult, care vă stimează. A hotărât să facă această zi mai veselă, mai interesantă. Și cum credeți, de la cine vine surpriza aceasta? De la cine? De la fiică, de la cea mai scumpă. Aplauze pentru cea mai scumpă și iubită fiică. Și desigur avem și un mesaj de felicitare scrise de Victoria. Scumpul meu tată, azi împlinești frumoasă vârstă de 50 de ani. Fie ca această vârstă să fie doar o cifră, iar tu să fii mai tânăr ca oricând în suflet. Îți doresc să fii sănătos, tată, fericit, apreciat. Îți doresc să fii încrezut în forțele tale. Îți doresc ca munca ta de atâția ani să îți aducă rezultate deosebite. Zâmbetul tău, drag, mâinile gingășe și puternice, în același timp, inima plină de inteligență și bărbăție au devenit pentru mine confirmarea că bărbatul adevărat există. Educația pe care mi-ai oferit-o este de neprețuit și îți mulțumesc pentru ea. Grija, iubirea, suportul și tandrița ta mi-a oferit puterea și mi-ai determinat să fiu ceea ce sunt astăzi. Ești un om extraordinar și îți doresc ca viața să te răsplătească înmiit pentru ceea ce mi-ai dat. Mă închin în fața ta pentru copilăria fericită care mi-ai oferit-o și pentru faptul că îmi ești alături în orice situație. La mulți, mulți ani, celui mai bun tatic din lume!
Și desigur, felicitarea vine din partea cei mai scumpi fii și victorii la mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Și noi vă dorim multă, multă sănătate, fericire, bucurii, să aveți numai prieteni adevărați și numai bine în casa dumneavoastră. Și desigur, am venit și cu o dedicație muzicală specială pentru tată, pentru cel mai scumpat și pentru pieteți la o cură frumoasă! Yeah.
cele din urmă noastră astăzi, în această seară, sunt cele mai scumpe ferințe. Și știm să ție, doamne Elena, vreau să oferim și cuvântul de felicitare și să ție dumneavoastră. Bună seara la toți! Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această seară atât de frumoasă pentru soțul meu, tata Lovica. Îți dorim mult sănătate, dragul nostru tătic. Ești un om ideal. Îți mulțumim pentru tot ce faci pentru noi. Pentru noi. Fii sănătos. Domnul să te aibă în pază. Să fii mereu alături. Noi, cu Vica, suntem, fiind convins că ai să fii sprijinul nostru toată viața. Să ne fii sănătos alături de noi. La mulți ani! Bravo! Mulțumim tot! Să oferim și microfonul dumneavoastră
Cred că aveți ce de spus pentru fica scumpă Victoria, pentru soție, doamna Elena. Poftim. Deci, ce vreau să spun? E că am ajuns și eu jumătate de secol să trăiesc. Și eu sunt fericit și foarte bucuros și bine așteptat, e așa surpriză. Vă mulțumesc mult, Vica, Elena. Eu nu vreau să spun că rudice, prieteni adevărați, care astăzi nu m-ați refuzat, prieteni adevărați, toți, vă mulțumesc pentru prezența voastră. Vă dă Domnul sănătate și vouă, mult fericire și las că să ajungem anii mie. Vă mulțumesc pentru surprizele plăcute. Băieți, dumneavoastră, muzicanți, noi, băieții ăștia de la Drăbcăuți, nu-i bine. Și cu toată lumea! Mulțumesc mult! Prieteni, mulțumim!